găsit, doamne domnișoarelor, domnilor, după săptămâna de pauză, în urma campaniei electorale, sigur, surmenaj, că făceam câte trei emisiuni pe zi, începem din nou azi în Brașov. Doamna doctor Andreea Neculau, director Direcția de Sănătate Publică Brașov, este alături de noi. Să rămână bună regăsit! Bine v-am regăsit și eu! Din păcate, veștile nu sunt extraordinare. Probabil că o să vină și momentul să facem o emisiune în care să zâmbim, așa, să zice, gata, numărul de cazuri este în scădere, dar nu e cazul acum. Acum, ce pot să comentez legat de structura cazuisticii? E important de semnalat faptul că cele mai numeroase cazuri sunt cele din focare din unități sanitare, care, practic, sunt cele care au dominat agenda ultimelor două săptămâni. Aceste focare ne-au îngrijorat foarte mult și le-am gestionat cu multă seriozitate, pentru că, de fapt, au arătat oboseala noastră ca personal, oboseala în a respecta regulile și micile neatenții care duc la creșterea riscului de infectare sunt cele care au fost, cel puțin în unele instituții, cauza diseminării infecției. În alte situații, vorbim de faptul că acum profilul pacienților din spitale este un profil aparte. Sunt pacienți, în general, cu forme severe de boală, pacienți care au multiple alte afecțiuni asociate, pentru că cei care au forme asimptomatice sau ușoare sunt tratați preponderent la domiciliu. De aceea, spitalele au mari dificultăți în a gestiona pacienții, pentru că ei necesită investigații multiple și de multe ori transferuri de pe un spital pe altul pentru anumite investigații, pentru anumite consulturi și atunci, practic, crește riscul de infecție. Și asta a dus la apariția de focare de infecție în secții, cum ar fi de oncologie, de medicină internă, acolo unde sunt pacienții gravi. Sigur că am întărit măsurile, suntem fermi cu testarea de triaj, dar cu toate acestea, ceea ce mai devreme totuși ne determină să înregistrăm cazuri în aceste instituții. Ne-am lovit și de cazuri în case de copii, copiii care și ei, unii au mai fost în tabere și s-au întors pozitiv, dar fără să fie avut semne, simptome de gravitate, doar că au antrenat un număr mare de cazuri, prin particularitatea că locuiesc împreună. Și acolo, sigur, între copii, regulile sunt mai greu de respectat. Dar raportat acum la începutul acestui an școlar și la momentul în care ne aflăm acum, la aproape 3 săptămâni, totuși nu stăm rău în școli. Și acest lucru trebuie remarcat și apreciat. Da, era un pic de panică înainte de începerea școlii și anume, oficial, la nivel înalt, să zicem, se arătau foarte temători, domnule, începe școala și o să fie destul de grav. Pe de altă parte, atât Raed Arafat cât și Ministrul Sănătății a spus o să contorizăm cazurile astea undeva la începutul lunii octombrie. Au trecut 5 zile din luna octombrie, contorizările nu arată bine, dar se mențin într-un oarecare trend. Adică nu a existat explozia aia la care se așteptau domniile lor. Exact. Și încă o dată, în școli, de exemplu, eu sunt destul de mulțumită. La ora asta, practic, avem 3 instituții din peste 400 care au fost închise datorită unui număr mai mare de 3 cazuri, 3 instituții școlare. Și asta este totuși un bilanț bun pentru acest moment. Mă încurajează și, practic, mi-a arătat că s-au respectat regulile în școli, dar acestea trebuie și menținute. Asta este un mesaj important, că așa cum ați văzut erodarea și la personalul medical, erodarea prin rutină și faptul că la un moment dat te simți mai în siguranță, vezi că nu ți se întâmplă nimic, începi să te abați de la reguli, asta este ceea ce ne poate aștepta dacă nu ținem tot timpul ștacheta sus.
Da, asta cu abandonarea unor reguli care, dincolo de toate, la un moment dat ne intrase în un reflex. Să spunem și lucrul ăsta, că imediat după ce s-a anunțat pandemia, după 15 martie, 20 martie, oamenii erau destul de conștiincioși. De frică, de... mă rog, nu contează, dar erau conștiincioși. Și în momentul în care lași garda jos, este posibil să o pățești. Și s-au văzut destule cazuri. Eu aș vorbi despre alții, dar poți vorbești despre mine, că nu e chiar așa o mare problemă. Dar am pățit-o și eu. Poate că am lăsat garda jos, nu mi-am dat seama, am analizat pe urmă lucrurile, nu mi-am dat seama unde aș fi putut să o pățesc. Dar totuși eu am fost un caz fericit, pentru că nu am avut simptomatologie, nu i-am îmbolnăvit nici pe alții din jurul meu. Și atunci, să zicem că a fost un caz fericit, dar putea să fie rău, așa cum a fost pentru alți brașoveni. Din cei 42 care sunt astăzi diagnosticați, știm câți dintre ei sunt într-o stare gravă, cât sunt în pericol, cât sunt asimptomatici? N-aș putea să vă dau la zi aceste cifre, pentru că anchetele, sigur că acum se desfășoară. Din câteva contacte așa pe care le-am luat deja, chiar și eu astăzi am abordat câteva cazuri, câteva persoane. Practic, nu am avut, n-am întâlnit cazuri grave. Cazurile grave, de altfel, sunt și greu de evaluat, pentru că, în general, sunt în spital și răspund greu anchetelor și atunci anchetele se perfecționează după ce starea este mai bună. Dar noi aflăm despre persoane că se află în spitale și acest lucru este important. Sigur că terapia intensivă este plină. Spitalele noastre sunt pline în acest moment, unele dintre ele, adică Spitalul de Boli Infecțioase, Spitalul din Săcele, care tratează, Spitalul de Neuropsihiatrie, acolo este plin, iarăși chiar și la pneumoftiziologie, deci avem cazuistică și nu o cazuistică ușoară. Încă nu suntem depășiți din punctul ăsta de vedere, singura noastră limită este terapia intensivă și acum, sincer vă spun, nu datorită locurilor din spital, că locuri fizice avem, dotări avem, n-avem personal. N-avem personal pentru că este greu de atras în sectorul public, este greu de menținut și în acest moment știți foarte bine că posturile sunt blocate. De fapt, poți să te angajezi, dar doar pe perioadă determinată, ceea ce nu e foarte atractiv pentru mulți. Da, în momentul de față sunt 16 medici de ATI în loc de 35 și 68 de asistenți în loc de 101, adică cifrele vorbesc la sine. Suntem undeva la jumătate, la 50%. Da, mai mult din raportările Spitalului Județean am aflat că după angajări de făcute acum în perioada aceasta, din 35 angajați au rămas doar 12 după perioada de probă. E vorba și de abilități, e vorba însă și de pregătirea psihică pentru acest post, că pregătirea terapiei intensivă nu e o secție ușoară. La asta se adaugă și faptul că te afli în COVID. E o presiune extraordinară. Nu oricine rezistă în această poziție. Deci, practic, continuă sezonul angajărilor, continuă căutările pentru personal. Am făcut chiar săptămâna trecută o întâlnire cu conducerea Spitalului Județean cu atenția asupra acestei probleme și cu posibile chiar soluții identificate de noi împreună cu dânsii, să vedem care sunt sorții de izbândă în aceste noi direcții. Da, în ceea ce privește pe copii, pentru că ați pomenit la un moment dat de școli, reacția lor la COVID-19 până în acest moment cel puțin s-a arătat a fi destul de bună, adică nu au existat cazuri dificile. Chiar la nivel mondial auzeam de o statistică sau de niște cifre, sunt undeva la 600 de copii care au COVID declarați ca fiind bolnavi de COVID, ceea ce mi se pare bine. Acum nu sunt eu cel mai priceput în momentul de 600 de
600 de cazuri nu par a fi multe la o populație de 27 de milioane de persoane infectate la nivel mondial. Există pentru copii scenarii în cazul în care ajung la ATI? Există ATI la Spitalul de Copii? Da, Spitalul de Copii are pregătite două paturi pentru terapie intensivă COVID în situația în care ar fi necesară o intervenție sau acordarea de asistență medicală acestor copii care ar putea avea forme grave. Spitalul de Copii este non-COVID totuși, însă este în pregătirea unei soluții pentru o secție exterioară de infecțioase. Aceasta este ceea ce lipsește Spitalului de Copii, care se poate integra pe termen scurt patologia COVID la copil, dar pe termen lung patologia de boli infecțioase. Pentru că este normal ca serviciile pentru copil să fie integrate într-un singur loc. Adică un copil trebuie să poată fi îngrijit pentru orice fel de afecțiune, într-un fel integrat, acolo unde expertiza este cea mai mare. În acest moment, sigur că un copil care ar avea o infecție COVID, care, mă rog, nu sunt puțini la ora asta, poate fi îngrijit în cadrul Spitalului de Boli Infecțioase, dar și în cadrul Spitalului Municipal din Săcele, unde există paturi pentru copii. În plus, față de asta, dacă situația se agravează, preia Spitalul de Copii pe aceste paturi speciale pentru situațiile foarte grave. Din fericire, n-am avut și sper că nu vom avea la copii forme grave. Da, să sperăm că lucrul ăsta se va întâmpla și nu vreau să mergem prea mult pe subiectul ăsta. Astăzi însă a intrat în scenariu roșu și o grădiniță de la Lunca Câlnicului. Se întâmplă totuși și lucruri, să zicem, mai puțin plăcute. Scenariu roșu înseamnă că au peste 3 copii îmbolnăviți, nu? De fapt, nu 3 copii, de fapt au 3 din personal. Au 3 din personal, educatoare, îngrijitoare. Zona Preșmer-Lunca Câlnicului are o mică tendință de escaladare. De altfel, incidența acumulată pe ultimile 14 zile este la 3,01. Astăzi, în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, am decis să mai amânăm o zi, două, decizia în legătură cu această localitate, să analizăm mai cu atenție caz cu caz, să vedem dacă transmiterea este comunitară, pentru că, sigur, știți foarte bine că acesta este pragul de carantinare a unei localități. Nu vrem să facem gesturi pripite, dar, cu siguranță, primul gest pe care l-am făcut a fost legat de această grădiniță din Lunca Câlnicului, unde am avut situația concretă legată de personalul de educator și de îngrijire, personalul de îngrijire. Deocamdată suntem în observația acestei zone, care tinde ea să devină roșie ca zonă, nu numai în ceea ce privește școala sau grădinița. Nu vă ascult. Mă gândeam acum, apropo de oameni, sunt niște măsuri simple de igienă, mai ales când lucrezi într-un astfel de loc. Mă gândesc, nu știu, am mai discutat noi la un moment dat și de cazul medicului sau paramedicului de la salvare. Adică, în momentul în care ești angrenat într-o activitate de acest gen, mânuși, spălat pe mâini, mască de protecție schimbată la timp, că iarăși am auzit tot fel de lucruri, că măștile astea, cum le folosește românul, și am auzit tot fel de glume pe tema asta, nu vreau să insist, că devin niște bombe. Efectiv, măștile astea, în cazul unei persoane care are simptomatologie de COVID, niște bombe. Dacă nu schimbă masca, e ca și cum ar deveni, nu știu cum, gata de explozie în orice moment. Acum, eu nu vreau să spun nici că personalul a respectat, nici că nu a respectat. Practic, boala a venit în grădiniță din afara ei. Acolo s-au infectat oamenii. În grădiniță, probabil interacțiunea între cadrele didactice educatoare și personalul de îngrijire a favorizat răspândirea, probabil, a infecției.
Să sperăm că impactul asupra copiilor este mic. Acum copiii sunt carantinați, urmarea contactului direct, deși definiția de contact direct, în situația în care ai purtat echipamentul corect, da, n-ar trebui să existe. Adică, practic, dacă educatoarele au purtat continuu echipamentul în prezența copiilor, riscul față de copii ar trebui să fie minim. Și asta se va vedea, dacă au purtat cu corectitudine sau nu. Dar responsabilitatea este în mâinile noastre. Nu putem să spunem acum că guvernul a făcut, guvernul n-a făcut, guvernul ne-a dat sau guvernul nu ne-a dat. O mască de 2-3 lei pusă corect pe față poate să prevină boala. Atâta putem fiecare să facem. Atâta putem și să o respectăm cu strictețe. Da, din păcate, după 3 zile de controle la Brașov, nu știu, poate ați aflat concluzia, din 10 brașoveni, doar unul poartă mască. Corect, situațiile în care ar trebui să poartă. Deci, unul din 10. Mi se pare un pic ciudat, ca să nu folosesc un alt termen. Da, impresia mea era cu totul alta. Sincer, așa, în locurile unde am mai ajuns și eu, deși umplu destul de puțin în ultima perioadă, în locuri publice sau de agrement, mi se părea că se respectă destul de bine. E adevărat că în centrul vechi, acolo unde noi avem o hotărârea Comitetului pentru Situații de Urgență Local, că este indicat portul măștii, nu se prea poartă. Asta este o constatare pe care și domnul prefect mi-a transmis-o astăzi și de aceea folosesc prilejul invitației dumneavoastră să reiau mesaje simple, că nu avem nevoie de gesturi eroice. Avem nevoie în continuare de aceleași lucruri simple și repetate la infinit. Și când simțim că ne plictisim, o luăm de la capăt, că deocamdată altă soluție nu avem. Da, din păcate, toate basmele astea care apar în tot felul de medii, și aici suntem supuși unui tir. Dar de altă parte mai vin și cetățenii care zic, nu, domnule, ce să porți mască, domnule, fii serios, că nu te ajută masca aia cu nimic, nu poți respira. Unii o țin sub nas, alții o țin pur și simplu la gât, de parcă e papion. Mai bine nu o porți. Nu o porți, asta e, suporți consecințele. Dar dacă o porți, poartă-o corect. Dă-ți ție o șansă, dă-le și celorlalți o șansă. Da, aveți perfectă dreptate. Ca să fac câteva precizări legate de vaccin, procedura de scoatere pe piață unui vaccin este o procedură standardizată și care durează în mod clasic câțiva ani buni. Acum se merge sigur cu proceduri accelerate, chiar cu încălecarea anumitor pași, de la testele pe voluntari sănătoși până la testare populațională largă. Deocamdată testare populațională n-a ajuns nimeni să facă, suntem încă la voluntari sănătoși și aici suntem împiedicați, vedeți, de apariția unor efecte adverse, evenimente adverse. Poate că sunt corelate cu vaccinul, poate că sunt corelate cu starea particulară a acelei persoane, însă suntem obligați să luăm în calcul că este o asociere cu vaccinul și aceasta determină un pas înapoi. Deci pașii înainte făcuți așa, pașii uriași pe repede înainte, trebuie de multe ori reconsiderați în situațiile astea. Așa că minuni privitoare la vaccin în următorul sezon nu cred că vom avea, adică cel puțin pe următoarele 6 luni. Noi trebuie să îi trecem prin această iarnă împreună cu boala cu tot, cu gripă cu tot, cu alte viroze cu tot, și să sperăm că ne putem pregăti un potențial biologic bun și asta pot să aduc și ca medic un sfat tuturor să păstreze un stil de viață sănătos, să se hrănească bine, să doarmă bine, să suplimenteze dieta cu vitamina C, că sunt studii deja care ne arată că vitamina C, suplimentarea de vitamina D, au un rol imunomodulator
și împreună cu un stil de viață sănătos ne pot ajuta cel puțin să fim mai bine pregătiți atunci când boala ar veni peste noi. Astea sunt mesaje simple pe care practic le promovăm și pentru altele. Iar masca, să sperăm că ne va feri de celelalte viroze. Ea va avea acum un multiplu rol, să ne ferească și de celelalte virusuri. Și chiar sunt curioasă dacă în cursul acestui sezon vom avea mai puține viroze la copii, în special în colectivitățile de copii mici, dar și la adulți. Am făcut acum vreo săptămână, cred, o analogie între accidentele de circulație sau numărul accidentelor de circulație grave din perioada similară a anului 2019, apropo de pandemie. Au fost mai puține accidente în pandemie, normal, dacă nu s-a circulat. Exact la asta mă gândeam și apropo de sezonul ăsta gripal, pentru că el vine, Doamne ferește, să lovească și COVID-ul și gripa în același timp, pentru că lucrurile cu siguranță vor scăpa de sub control. S-ar putea să ne mai ferească și masca. Eu, așa ca, nu e nimic eroic în asta, dar deja astăzi mi-am făcut vaccinul antigripal și am zis, l-am făcut și anul trecut, uneori l-am făcut, alteori l-am făcut, dar în ultimii 6-7 ani l-am cam făcut. Problema este că dacă nu reușim noi să ne protejăm, să ne ferim de COVID, păi COVID-ul nu ne va feri cu siguranță. El are nevoie de noi ca să supraviețuiască. Asta probabil că nu înțeleg foarte mulți oameni. Virusul ăsta, că este făcut de, nu știu, o cultă mondială, că ni l-au trimis extratereștri pe mail, că nu știu, habar n-am cum a apărut virusul ăsta COVID, denumit de noi oamenii COVID-19, nu știu cum a apărut, dar cert este că are nevoie de noi ca să supraviețuiască, are nevoie de gazdă. Altfel nu supraviețuiește. Dacă noi închidem poarta, el rămâne afară. Dacă purtăm mască, dacă ne spălăm pe mâini, dacă ne... Nu se zice, mai bine să zicem, dom'le, n-a fost nimic. Uite, eu n-am pățit nimic, a fost totul în regulă. Niciun cunoscut de-al meu n-a pățit nimic. Perfect. Dar se va întâmpla oare asta? Păi, se va întâmpla. Și v-am spus, cu cât replicăm aceste gesturi mărunte mai constant, cu atât suntem mai bine feriți. Eu nu vreau să zic că vine o perioadă ușoară și nu vreau să spun că nu va exista suferință. Și acum există foarte multă suferință și acum există familii care sunt îndoliate, sunt oameni care s-au prăpădit și acest lucru trebuie să fie de noi toți conștientizat. Că boala n-a avut milă față de persoane care aparent erau sănătoase. Și faptul că nu putem să mediatizăm suferința acestor oameni care pot să explice cu nume, prenume ce înseamnă drama trecerii prin această boală și pierderea cuiva drag, dar mesajul că suferința există, că boala există, că se pierd vieți omenești pentru asta, ar trebui să ne responsabilizeze. Mi se pare că un mesaj de suflet trebuie transmis către populație. Trebuie să fim sensibili față de faptul că poate noi suntem puternici și viteji, dar în jurul nostru sunt foarte mulți vulnerabili, ale căror vieți sunt în pericol și datorită nouă dacă nu respectăm regulile. Dar trebuie să ne uităm, poate chiar să citim printre rânduri, dacă nu suntem atât de încrezători, să citim un pic printre rânduri. Și mă uitam acum, 45 de decese de ieri până astăzi, de ieri de la 10 până astăzi la 10, la nivel național. 2 la categoria 40-49 de ani, 5 la 60-69, 18 la 70-79 și 20 de decese la categoria peste 80 de ani. Deci este foarte clar cum și unde lovește virusul ăsta mai abitir. Că există comorbidități, că se glumește pe treaba asta, ce indiferent de ce mori, acum mori de COVID. Ca și glumă poate să rămână și putem să râdem cât vrem noi. Însă am putea să râdem sub mască. Râdem sub mască, să ne distrăm, da?
să avem grijă. Atunci când mergem, dacă stăm în birou, cum stăm noi acum sau acasă, putem să stăm și așa, nu cred că este o problemă. Ne dezinfectăm și așa mai departe. Dar când ieși pe stradă, când te duci în anumite zone, în anumite comunități, poate n-ar fi rost să te protejezi. Cât poți tu de tare? Vreau să mai adaug ceva. Există o componentă, mai ales la persoanele vârstnice, semnificativă legată de perioada asta de izolare. Foarte mulți resimt emoțional negativ izolarea. Tinerii, copiii se feresc să meargă la părinți, la bunici, din cauza fricii de a îi contamina. Dar acest lucru îi izolează. Îi determină inclusiv să facă regresii la nivel cognitiv. Am văzut foarte mulți vârstnici degradându-se datorită lipsei de interacțiune socială. Conștientizând unii dintre ei acest lucru sau pur și simplu refuzându-și izolarea, ies și se duc în locuri publice ca să socializeze, nerespectând de fapt poate reguli comune de protecție. Pentru că își spun, cât mai am de trăit? Atât cât mai am de trăit, măcar să trăiesc. Da, dar toate aceste decizii au consecințe. E o balanță dificil de păstrat. Trebuie să avem grijă de părinții noștri, de bunicii noștri, interacționând cu ei, dar ferindu-i în același timp. Trebuie să găsim un echilibru între cele două. Pentru că există această tendință de a spune la ce mai trăiesc dacă trebuie să trăiesc închis în casă. Și simt că și aici am pierdut un pic controlul și am pierdut foarte mulți dintre cei dragi în acest context. Da, mulțumim frumos pentru sfaturi, mulțumim frumos pentru lucrurile pe care ne le-ați spus. Da, depinde de noi. Dacă o să reușim să trecem cu bine peste perioada asta, nu avem încotro. Doamna doctor Andreea Neculau, director al Direcției de Sănătate Publică de la Brașov, mulțumim frumos, doamnă. Doamnă, domnișoarelor, domnilor, sunt Dan Ghiță, rămâneți alături de RTT, azi în Brașov.